Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. S-a terminat campania electorală, vorbim deja cu viitorii parlamentari de Constanța. Începem o serie de emisiuni astăzi cu, așa cum spuneam, domnii, doamnele care ne vor reprezenta în Parlament. Sper să vină cât mai mulți dintre ei aici să ne spună, nu neapărat cum au văzut campania electorală, ci ce vor să facă acolo în Parlament în următorii 4 ani și sper să vină nu numai acum, ci și pe parcursul mandatului. De aceea dați-mi voie să mulțumesc primul invitat care a acceptat această discuție. Este vorba despre reprezentantul partidului care a produs cea mai mare surpriză din aceste alegeri și una dintre cele mai mari surprize din alegerile parlamentare, așa din mulți ani. Poate n-ați auzit de AUR, partidul care are 14% în Constanța, după ce în urmă cu o lună și jumătate avea un scor mult mai slab. Domnul Dumitru Viorel Focșa este viitor deputat din partea AUR. Vă mulțumim că sunteți aici. Bună seara! Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor noastre! 14%! Haideți că nu vă așteptați, domnule Focșa! Eu personal mă așteptam la 15%. 15 spus, da, am fost invitat la un post de radio și am spus... A spus, deci între 10, de alegeri a spus între 10 și 15. Vineri, în ultima zi de campanie. Interesant. Pe Constanța. Iar pe țară am zis peste 10. Cum stați pe țară acum? S-au numărat vreo 99%? Am înțeles că era la 9,2 și după aia a coborât sub 9. Deci undeva 8. Pe... 8,5, 8,6, nu știu. Între 8 și 9, spre 9 undeva, da. Și în Constanța cu 50% mai mult. Este, trebuie să recunoaștem, o reușită. La Consiliul Județean, AUR a avut acum o lună și jumătate, nu știu, cam 2%. 2,2. S-a întâmplat ceva în această lună și jumătate, 2 luni. Ce Dumnezeu s-a întâmplat? Păi au fost două feluri de a intra la inima alegătorului. Unul prin live-urile președintului George Simion, care au fost zilnice, chiar și câte două pe zi, și a avut impact în, numai pe Facebook, da, bineînțeles, pentru că nu eram invitați, chemați la televiziuni. Și altul, vorbesc de mine, de zona mea aici, la fel, live, aproape zilnic și mers în teren vorbind din poartă în poartă cu cetățenii. N-am putut să ajungem în toate sătucele din Dobrogea, că sunt foarte împrăștiate, dar în alea mai mari am fost. Și au rămas tineri care au preluat și au înțeles despre ce e vorba, care este doctrina Partidului AUR. Și în ultimele 2 săptămâni, chiar și în ultima săptămână, în ultimele 10 zile s-a făcut o treabă fantastică la Cogălnicianu, de Mihail Cogălnicianu. Adică ce s-a întâmplat acolo? Păi, cu 10 zile înainte de alegeri nu aveam pe nimeni. A fost cineva și n-a mai dat, a plecat afară. Deci n-aveți, stați un pic să înțeleg, n-aveți organizație la Cogălnicianu? Nu, nimic. Și după aia, cu 10 zile înainte, au apărut niște tineri care, pe mine personal, m-au uimit. A ieșit pe locul 2 după PNL. AUR, la Lumină. La Mihail Cogălnicianu, da, în Lumina suntem pe locul 1. Serios? Lumina locul 1. De acolo sunteți dumneavoastră, nu? Eu sunt din Lumina. Din Lumina, da. Și pe Corbul locul 1? Locul 1, Tortomanul locul 1, Corbul care Lanurile. Corbul care are primar PMP, dacă nu mă înșel. Da. PMP care, apropo, nu intră în Parlament, nu face 5% nici la nivel național, se pare, și nici în Constanță, undeva pe la 40. Cu fica lui Traian Băsescu, cu Claudiu Palas, care își spune profesionist nu știu de ce, cu, mă rog, sub 5%. Iată că AUR câștigă în Corbul. Eu tot nu înțeleg, să știți. Îmi spuneți așa. Am făcut live-uri pe Facebook, am vorbit cu lumea, s-a uitat lumea, da. Și am vorbit din poartă în poartă. Voi sunt convins că ați făcut, domnule Focșa, și dumneavoastră și domnul Simion, că l-am văzut pe domnul Simion, de exemplu, făcând același lucru și în campaniile anterioare, pe dumneavoastră la Consiliul Județean și pe domnul Simion în alegerile, nu știu, europarlamentare, că el e o persoană pe care o vedem public de câțiva ani de zile. A mai fost ceva? Nu numai faptul că ați vorbit cu oamenii. Categorii. A mai fost și abuzul actualului, adică actualului, că nu mai e. Fostului guvern, Orban, care a gestionat într-un mod dramatic situația care, cel puțin la noi pe Constanța. Da?
Eu când am văzut că se bagă în carantină Constanța, zic, sigur, o să trecem spre 15%. M-am înșelat, cam la 14 doar, 14 și ceva. Pentru că am văzut că au închis piețele. I-a dat afară pe oameni. Lucrul ăsta este revoltător. Cum se face așa ceva? Îmi dați seama că va pierde mult. Da? Iar noi dacă vorbim despre așezarea micului producător înapoi, barăm pe locul care era în perioada comunistă, că acum nu-l mai avem. Perioada comunistă avea tot pământul luat la cooperativele agricole de producție, că le-am prins. Având 55 de ani, știu despre ce vorbesc, că mi-aduc aminte că de la vârsta de, prin clasa 6-a, la 11-12 ani, mă ducea mama, mă lăsa în piață la Buhuș și noi aveam multe produse roșii, în special. Multe produse agricole din jurul casei. Nuci, fasole. Și când spunea că vrei bani, uite, te las acolo, îți las un cântar, eu cât mă duc la piață, vreau să văd ce faci. Descurcă-te. Deci aveți 12 ani, da, și vindeați în piață produse, da, agricole. Da, suta de nuci, 10 lei, kilogramul de roșii, 3 lei jumate, 3 lei, cum era. Și atunci se făcea așa ceva. Deci puteau să facă țăranii în timpul comunismului așa ceva. Și acum la noi, toate grădinile sunt pline de bălării. Ori AUR, când a văzut că este lovit micul producător, că nu toți sunt producători care sunt în piețe, că știm bine, nu vreau acum să zică lumea că sunt populist, că știu bine ce mafie este în piețe. Un alt subiect care îl vom atinge pe parcursul acestui mandat și vrem să se reglementeze, într-adevăr, producătorii să intre acolo, nu prin intermediari și să fie bătaia de joc a intermediarilor. Dar totuși am luat inițiativă și am venit să condamnăm acest lucru public, păstrând distanța regulamentară, încasând amenzi. Eu personal am vreo 2 amenzi, a câte 1000 de lei din cauza aceasta în timpul că în hotărârea 74... Ați făcut ceva, domnule Focșe, de asta? Păi mi-a spus că nu respect regimul de carantinare. Adică? Păi unde spune în hotărârea 74 spune că nu mai am voie să fac campanie? Eu vreau să văd expres că interzice campania atunci de alegerile în Constanța. Păi poate făceți altceva, nu campanie. Nu făceam, erați prea mulți oameni într-un loc. Nu, că nu câți toți erați? Ne-au dat amet. Eram câte vreo 9-10 aici, dar stăteau la 2-3 metri. Păi erați grup, stă... nu? Ați primit amendă pentru că erați un grup, n-aveați voie mai mult de nu știu. Păi de ce nu s-a pus? 4 dacă erați, haideți domnul Fux, dacă erați 4 nu, din aceeași familie, aveați toți, voie. Dar de ce nu toți au făcut la fel? Dar unii jandarmi aveți au dreptate, amendat. Trebuia să-i amendeze, da? Pe toți. Nu de asta, nu trebuia să amendeze deloc pentru că campania n-a fost interzisă. Dar noi am riscat, nu conta, ne-a amendat, am mai mers odată, am mers și... Păi stați un pic, acum ne ascundem în casă că luăm amenzi. Păi ori luptăm pentru dreptate, ori nu. Ne închid bisericile, ați văzut? Și cum să nu se îndrepte lumea către un partid care apără credința? Da? Pentru că, de fapt, credința poporului român, cred că țăranul român a avut de multe ori pâine, dar i-a mai rămas credința. Păi dacă i-a luat credința, e problemă. E mare problemă, pentru că am văzut la sărbătoarea Sfântului Andrei, când am pierdut în instanță cu doamna avocat Șoșoacă în acțiunea care a avut-o de suspendare a închiderii pelerinajului județean pentru stății de urgență, care prevedea faptul că nu aveți voie, nu avem voie să mergem la pelerinaj, pentru că e carantină și nu avem voie să ieșim. Au fost mijloace de igienizare, totul distanță s-a respectat. Că până la urmă ne-a lăsat. A lăsat toate mașinile până la urmă. Au venit, erau peste 200 de mașini. Le-a lăsat pe toate. Da? Au fost filtrare poliției. Am intrat de dimineață 15 mașini cu doamna avocat Șoșoacă în față cu noi acolo. Și va controla poliția? Ne-a văzut, ne-a legitimat, a văzut că... Și s-a vorbit la telefon și... Ok, trece. A scăpat de amendă de data. Nu ne-a dat amendă. Era culmea să dea amendă de ziua Sfântului Andrei. Dar au fost foarte bine organizați și domnii de la jandarmerie. Cred că s-au așteptat la un așa impact, pentru că mașini oricum curgeau. Erau deja, când am ajuns noi, erau, nu puteau să fie localnici, că erau deja peste 100 de mașini parcate la ora 8:30. Când a început, atunci a început slujba. Cred că la 8:45. Da, la ora noi am ajuns cam pe la 8:30, că... Mă rog, așa a fost situația cu drumul.
Puține mașini totuși, de obicei acolo vin, nu știu, 10.000 de oameni, peste 10.000. Acum prezența a fost undeva la 4-500 de oameni, din câte știu, oficial. Cam așa. N-a fost acolo, n-am văzut. Am fost, cam așa era. Cam așa, da, nu? Da, nu deci permitea de 10, 11, 12 mii, da, da. O prezență mult mai mică. A contat și lucrul acesta în alegeri și în votul pe care vi l-au dat oamenii, spuneți, nu? Faptul că a susținut ca bisericile să fie deschise, ca oamenii să se poată, nu știu, duce la... într-un pelerinaj să se poată ruga în biserică, nu în afară ei. Păi, domnule Cristian, eu când... dacă stăm să ne gândim puțin, omul vede că tu îl trimiți să se înghesuie în mall-uri, la Lidl, la Kaufland, unde se duce, piețele îl scoți pe țăran afară, în biserică îl pui să se roage afară, să stea în ploaie, a fost și burniță atunci de Sfântul Andrei. Și în soare. Cam nins. Și am stat, acolo au stat băieții. Toată lumea a stat. Bătrâni, tineri, copii, toți, toate vârstele. Când vede lucrul acesta că tu îi dai și în credință și vede un singur partid care ia poziție, eu stau să mă întreb, de ce nu au sărit și celelalte partide? Da, acum, să știți ce? Că vă contrazic. Normal că... Păi stați un pic, că n-a sărit un singur partid. Cei de la PSD au venit aici și ne-au spus că sunt împotriva. Lume, să vină lângă noi în fața ce tribunalului. De ce n-a venit păi, lângă... Aia e mai mult... E un fel de nu știu cum să-i spun. Să-i spun circ, dar nu cred, supărați. Nu cred, e nu o cred. Atitudine nu cred, stradă. Francezii fac se... circ când se adună și se mobilizează în fața unei autorități. Păi fie ce și fac justiția. Vestele galbene da. În Franța e păi, mai rău decât circ, să știți. Păi să știți e că... o destabilizare cumva a sistemului cunoscut. Da? E altă, ei știu să-și apere democrația și noi am considerat că trebuie să ne apărăm. Și PSD, asta încercam să spun, ați apărat în felul dumneavoastră și PSD a avut declarații, i-a înfierat pe cei de la PNL da. Că au făcut acest lucru. Dar noi am mers noi mai am văzut departe. În stradă, dumneavoastră ați ieșit în stradă. Da, de la nivel declarativ... Am trecut practic la... Poate că asta a contat, poate că românii v-au văzut în stradă și au spus, nu știu, unii nu mai vorbesc și alții ies în stradă și ne ajută. Păi și nu poate... e așa. Nu știu dacă e așa. Mă gândesc că trebuie e... Trebuie și acțiune, doar vorbe. Noi suntem un partid al faptelor și vrem să credem că așa vom fi. Eu personal cred că tot timpul se va milita în acest partid ca să se împlinească ce este scris. Ce am scris în programa noastră că... Altfel, nu are viitor. Un partid care e nou, apărut, care nu are tradiție și să nu se țină de ce a spus, știm că suntem condamnați la disoluție, nu? A mai cunoscut scena politică din România, partide care au avut o ascensiune fulminantă și care, așa cum spuneți, au dispărut după un timp. Nu știu, PPDD, Partidul Popular Dan Diaconescu. Acolo a fost și din cauza liderului care a fost... Cred că n-a ieșit din închisoare, nu? Cred că a ieșit acum mai și ceva, dar a ieșit. L-am văzut în vară. I s-a dat scoci la gură. N-are interdicție de a mai vorbi? Nu mai, cum? Mai știți ceva de el? Eu l-am văzut când a ieșit și de atunci nu mai. L-am văzut în Mangalia, să știți, da, în vara aceasta, mea culpă. L-am nu văzut știm, și vorbi detaliile, cu el. Nu. Da. Există partide care, într-adevăr, nu au rezistat. AUR va rezista peste 4 ani, întâlnim în aceeași formă. Va rezista. Va da. Rezista și va face și guvern. Să vedeți. Să vedeți. Așa cum nu credeam să mulți. Să facem niște calcule. Dar nu acum, nu acum în ăștia 4 ani. A, nu acum. A, deci nu acum păi în ăștia 4 ani. Va rezista, va câștiga următoarele alegeri și va face singur. A, deci v-am speriat, am crezut că vreți să faceți... Nu, nu acum. Doar dacă ajungem la anticipate. Se poate ajunge la anticipate? Se poate. Da? Păi se poate. Deci... Cum vedeți, să vor înțelege? Cum vedeți scena aceasta politică? Să vor înțelege PSD, PNL, UDMR și prietenul nostru de la UDMR și cei de la USR Plus? Vor face cumva să meargă căruța asta înainte? Pe mine personal, dacă mă întrebați, eu pot să vă declar cu mâna pe inimă că în politica românească este posibil orice. De când am văzut că a luat naștere USL, de fapt de atunci n-am mai votat liberalii. Deci e posibil orice. Erați liberal până atunci? Da, am votat liberal. Da. Serios, da? Da, am votat. Am votat țărăniștii când l-am votat ca președinte pe domnul Ion Rațu. Dar după aia numai liberali am votat. Da. Cine ar trebui să facă guvernul?
Dacă mă întrebați pe mine, noi la momentul ăsta nu știu dacă avem o soluție. Va fi foarte greu pentru țărișoara noastră. Însă să sperăm că va exista înțelepciune și poate că cred că la varianta PNL, USR și UDMR. De ce nu intră AUR la guvernare? L-am auzit pe George Simion spunând că el nu vrea niciun fel de alianță nici cu PSD, nici cu PNL. De ce nu vreți nici cu noi PSD, toți nici nu vrem cu PNL? Chestia asta. Uitați, și bineînțeles că... De ce? Aveți un scor bun și țara trebuie guvernată cumva. Un partid participă la alegeri pentru a ajunge la putere la guvernare. Nu. Dacă ai 14%, poți să te implici. Am văzut, domnule Focșa, partide mult mai mici, cu 5-6%, care dădeau tonul și care au avut miniștri, care au avut poate și mai mult decât miniștri, cu 5%. Să vă 14% răspund. Înseamnă, sau 9%, înseamnă 9%, destul. Da. 8%, 8 și ceva. Păi dacă noi suntem un partid care ne-am declarat că luptăm contra sistemului, dacă am achiesa la formula asta, ar însemna să ne dezicem de ce am zis. Să acceptăm sistemul, să intrăm în sistem. Nu vrem asta. Noi vrem să schimbăm sistemul. Ce înseamnă asta, să schimbăm sistemul? Adică ce? Să nu sistemul mai fie ăsta ce? De guvernare, care este... Ia uite, s-a politizat tot. În momentul când partidele care ajung la guvernare își negociază posturile și începe. Zboară inspectoratul de învățământ, are altă conducere. Până la femeia de serviciu. Toate se duc, uite așa, ca un joc de domino. Lucrul ăsta noi nu vrem să-l mai promovăm, pentru că noi promovăm specialiștii. Oamenii care au capacitatea ca să conducă și care își obțin un post în urma unui examen și consider că un post, cum era odată, de inspector județean, trebuie să fie prin examen și rămâne acolo, nu e numit politic. Păi de-aia avem învățământul unde-l avem. Noi nu vrem să intrăm în această calimeră politică. Nu vrem, efectiv, pentru că dorim să schimbăm sistemul. Apoi, ia uitați-vă, liberalii chiar acum au avut acest scandal de l-a schimbat pe domnul ăla, dacă nu mă șel, de la... Nu știu, de la mediu, de la ape, de cel unde? De la Târgu apele... Mureș. Ceva de genul. De la ape din Târgu Mureș. Da. Om cu examen acolo, domnule. Și domnule, voie... nu l-a schimbat, omul și-a dat demisia, să știți. Păi l-a făcut să-și dea demisia. Nu, păi, și-a dat-o singur și a rămas cu același salariu și apoi a zis, mi-a dat demisia, dar nu mai vreau să-mi dau demisia, vreau înapoi în post. Acolo a fost, dacă dumneavoastră aveți mai multe date... Nu, eu vă spun numai din ce am citit. Așa am citit. Da, există și foarte multă... E un subiect foarte bun de presă, într-adevăr. Da. Omul spune că a fost cândva forțat, dar recunoaște că și-a dat demisia cu mâna lui și apoi nu i-a mai convenit și culmea a ieșit cu povestea asta în campania electorală. Eu nu spun că nu e adevărat ce spune. Dar putea să spună de la început, nu-mi dau demisie. Ce se întâmplă? Că nu te obligă nimeni să-ți dai demisie. Îți face șeful un control, te duci în instanță. Și apoi, dintr-o dată, a devenit foarte tare de înger. Oricum nu e în aur ăla, să știți. Omul nu e în aur. Să cine? Nu ziceți că persoana respectivă e în aur. Nu e în aur. Doamne ferește, vreau să precizez asta, să nu creadă că... Să nu se înțeleagă. Nu, am spus că e în aur. E într-adevăr o poveste bună. Mi se pare mie ca ziarist. Asta vrem să dispară. Adică, dacă nu lăsăm performanța să lucreze și punem patron de pompe funebre, manager de spital. Este ceva macabru. După aia, cum se întâmplă? Păi Dumnezeu vrea să ne arate... Că suntem proști. Pe cuvânt. Pe cum să pui mai acolo manager de spital? Nu contează câte școli a făcut ăla, câtă experiență ai tu ca să... E și aici un subiect de discuție. Cred că și la noi va trebui să avem o școală specială pentru managerii de spitale. Așa cum are Franța. Am înțeles că acolo au școli speciale pentru manager de spital. Pentru că și dacă pui un doctor, nu prea știe el exact. El știe pe specialitatea lui. Acolo sunt mai multe lucruri, de achiziții, de fel și economist foarte bun, da. Trebuie să fii trebuie și să ai mai multe... specialitate medicală, probabil, da. Da. Dar lucrurile astea trebuie să înceteze la noi, pentru că... Și de aia nu vrem să intrăm. Pentru că, efectiv, ne dorim o schimbare majoră în sistemul actual politic. Aici e ceva ce nu înțeleg. Vă sunteți la... Puteți să intrați la guvernare și să schimbați din interior. Așa, pas cu pas. Nu știu, preluați un minister și spuneți, Ministerul Muncii. Eu în Ministerul Muncii, în tot ce ține de el,
Nu mai există vechiul sistem, adică nu mai schimbăm pe nimeni de la ITM, nu mai... Ce faceți? Stați pe margine și lăsați pe ăștia de la PNL, PSD sau de unde o fi să facă aceleași lucruri pe care le blamați acum. Nu, noi vom promova proiecte în Parlament, pentru că nu intrăm acolo ca să fim o piedică. Tot ce este pentru interes național și vom avea proiecte care să aibă particularitatea AUR, și anume cu resursele, cu pădurile care sunt în momentul de față vandalizate, resursele, gazele naturale din Marea Neagră, știm bine în ce condiții sunt exploatate, 8% pentru noi. Toate proiectele noastre care le avem, le vom înainta spre discuție și spre aprobare. Dacă nu vor fi aprobate, există în orice... Chiar dacă nu am experiență politică, am urmărit toată politica românească din ultimii 31 de ani și știu că se fac înțelegeri, negocieri. Tu ridici mâna când la proiectul meu, ridic la al tău, dar nu vom ridica niciodată mâna să votăm un proiect care este contra interesului național. Și acum nu știu cum vor decurge, o să ajungem acolo, o să vedem, o să descoperim pe parcurs, de fapt, toate... Oricum, vom lucra în echipă, pentru că nu prea avem oameni care să-i fi mirosit până acum că vor sări în alte partide. Se spune așa, și experiența ne-a arătat-o, domnule Focșea, că după ce avem un parlament investit, la ceva vreme, un an, doi, trei, structura parlamentului se schimbă. Mai pleacă unul, mai sare așa, ca o broscuță. Pac! În alt grup. Nu este posibil să se întâmple acest lucru și la AUR? Credeți că aveți o echipă atât de unită sau sunt totuși oameni care au, nu știu, defectele lor, ca orice oameni și care s-ar putea să plece? Dacă am înțeles bine, la momentul ăsta noi avem 46 de parlamentari care au intrat. 46. Vă dăm seama că între noi nu ne știm. Eu poate cunosc vreo, afară de cei pe Constanța, noi patru care am intrat, poate mai cunosc vreo 5-6. Nu poate nimeni să bage mâna în foc, așa cum unul de la Alba Iulia nu poate să gireze pentru mine, nici eu nu pot să girez pentru el. Dar eu cred că George Simion a știut ce acceptă pe listă. Pentru că sunt oameni care sunt deja probați. Și nu numai el a fost cel care... Că nu e dictatură în partid la noi, dar avem și un senat acolo al partidului. Mai este și Claudiu Târziu, care este copreședinte. Și cel puțin pe primii doi de pe fiecare listă, pot să vă spun că nu o să plece niciunul. Nu o să plece. Acum... Viața ne va spune, se pot întâmpla multe în 4 ani și așa cum a spus, bine, nu-i cunoașteți pe toți, nu puteți vorbi în numele tuturor. Știu, dar... Puteți vorbi pentru dumneavoastră și pentru colegi. Deci peste 4 ani de zile veți fi în AUR. Categorii, da, categorii. A spus ceva foarte interesant și am avut o scurtă discuție înainte de emisiune. Noi cei patru. Păi stați un pic, domnule Focșea. Care noi cei patru? Că scorul de pe Constanța v-ar califica așa la prima vedere pentru 3 posturi. Un senator și 2 deputați. Stați că mi-am notat aici. Deci senator ar fi Sorin Cristian Mateescu, nu-l cunosc, și deputați dumneavoastră și domnul Dănuț a Elenei. Am așa spune scorul, dar vorbiți de 2 senatori și 2 deputați, înțeleg, nu? Ieri a fost afișat și... Dacă vreți, vă arăt pe telefon. Este... Avem 2 senatori. Aveți 2 senatori? Prin redistribuire, da. Da? Da. Deci cu 14% obțineți 2 senatori și luați unul din informațiile noastre de la Partidul Național Liberal, care se baza pe 2 senatori, pe Septimiu Borceanu și pe George Niculescu, fostul prefect. Se pare, potrivit calculilor pe care le aveți dumneavoastră acum, dar așa știm și noi, repet, informația mea este 100% confirmată, mai am nevoie de încă o sursă, că AUR va avea 2 senatori și 2 deputați și PNL va avea 1 senator și 3 deputați, nu știu dacă îl prinde pe al 4-ul. A zis odată domnul Iohannis, ghinion. Acum mai zicem și noi, ghinion. Că de pe Constanța, singurul partid care are 2 senatori e AUR. Deci, nici PSD nu are 2 după calculele dumneavoastră? Nu. Nu, după lista care este... Aveți lista acolo. Ia citiți, ce scrie lista aia, că sunt curios.
Eu sunt un pic luat prin surprindere, că am aflat toate acestea înainte de începerea emisiunii. Deci PSD intră cu Felix Troie, pe locul 2 era Liviu Brăiloiu, actual parlamentar, actual senator. Se pare că nu va intra domnul Brăiloiu, spuneți dumneavoastră. Deci AUR va fi partidul cu cea mai puternică prezență în Senatul României. Da. Ați găsit? Am găsit. Ia spuneți, ce scrie acolo? Dați-ne aici din casă. Este Camera Deputaților. Da. Haideți să-mi dau la cealaltă pagină, la Senat. Haideți să facem, scuze. Haideți să facem așa, să luăm o pauză, de publicitate. Mai bine. Căutăm o pauză și revenim imediat cu Am găsit-o. Da? Haideți totul să luăm pauză, da? Bine, să stea lumea așa, să aștept un pic de răbdătoare și ne întoarcem. Da. Ne-am întors în platoul Dobrogea TV. Surprize la alegerile parlamentare. AUR va avea 2 senatori, PNL 1, PSD 1. Mi-a trimis și mie lista despre care vorbeam cu antetul Guvernului României. Se pare că așa stau lucrurile. Vom vedea când vor fi rezultatele finale. Eram la 99%, să numărau niște secții. V-a ajutat, am pregătit un material și am o întrebare ajutătoare ca să arătăm acel material. V-a ajutat toată campania aceasta anti-mască? Nu există COVID? Ba există COVID? Declarațiile doamnei avocat, cum o cheamă, care a venit aici? Diana Șoșoacă. Șoșoacă. Înțeleg că a făcut furor pe rețele de socializare, doamna Șoșoacă. V-au ajutat toate aceste discursuri? Poate că da, poate... Nu aș zice că nu, dar nu așa într-o mare măsură, doar asta. Pentru că foarte multă lume este informată deja. Masca pe care o purtăm noi, în primul rând, nu este omologată. Nu este, să spui că e clar, e o mască chirurgicală prin care nu trece virusul. Și în decurs de aproape un an, cetățenii s-au informat. Și-au dat seama că aici este, de fapt, o mega afacere cu aceste echipamente, care sunt produse, unele, da, mai mult importate. Și sunt cazuri de primării care au avut oferte de 25 de bani masca și i-au ales aia cu 2 lei, cu toate că era aceeași mască. Deci, sincer să vă spun, noi vedem, pentru că suntem patrioți și ne dăm seama, și chiar dacă nu sunt în AUR, mulți cetățeni își dau seama că virusul ăsta nu este chiar atât de agresiv pe cât este promovat de către domnii Rafila și Arafat și tot guvernul ăsta cu domnul Tătaru. Bine că s-a dus. Astăzi au murit 213 persoane. Cam câte trebuie să moară ca să fie agresiv? Ați văzut dumneavoastră, sunt probe că sunt moarte de COVID, au murit de COVID. În America au murit, în Italia au murit alaltă, nu știu, 900 și ceva de oameni. Îi suspectați și pe italieni de conspirație sau? În America au murit, nu știu, aproape 1000. Îi suspectați pe americani de conspirație? Să ne înțelegem, domnule Cristian, sunt dovezi, da, că sunt, am și eu prieten care a murit de COVID din Năvodari. Dar Dumnezeu să ierte, era obez, avea 46 de ani, avea probleme și cu inima. Dar ar fi trăit dacă n-ar fi avut COVID? Sau eu cred că ajută în ghilimele foarte mult. Virusul este ajutat de aceste comorbidități, de aceste diabet. Prietenul dumneavoastră ar fi trăit astăzi dacă nu avea COVID? N-ar fi făcut COVID? Cred că da. Da, cred că da. Întrebarea a trebuit să vă răspund direct, pentru că am înțeles-o cum ați spus-o. Dar vedeți că ținta este... Ori noi intoxicăm pe cei sănătoși care nu sunt expuși. Eu spre exemplu, nu... Ce intoxicăm, domnule Focșor? Să stai cu mască, să-ți inhalezi dioxidul, propriul dioxid de carbon, și afară, când nu este nimeni pe stradă și tu ești singur, te duci 500 de metri să-ți iei o pâine, e carantină, da? Și să inspiri. Este demonstrat și declarat de atâtea ori de către medici de specialitate că imunitatea scade. Dar medicii care stau 8 ore pe zi sau 10 ore e mască chirurgicală. E altfel de mască. Nu e mască din asta. E altfel de mască. Masca aia e în jur de 8 euro una. Păi și masca asta pe care o purtăm noi, lasă aerul să treacă cumva aia. Nu lasă nimic. Acolo nu inspiri dioxid de carbon.
Dumneavoastră ați văzut... Dar pompierii care se duc mascați, dar motocicliștii care merg 6 ore, exact, scade imunitatea. Să stai o lună, să stai 6 luni în măștile astea și mulți cetățeni umblă cu masca murdară. Umblă cu masca murdară, sunt oameni care au ajutor social, nu mai au bani nici de pâine, barem nici nu le dăm măști noi, și omul are masca aia de 3 săptămâni la gură, doar pentru că aia este o sursă de infecție și oamenii ăia sunt expuși și mai rău la îmbolnăviri. Acum trebuie să spunem un lucru foarte clar. Nici dumneavoastră, nici eu, nu suntem medici. Discutăm așa, ca jurnalist și deputat ales. Mască murdară. Am înțeles, dar să înțeleagă lumea că nu suntem medici niciunul dintre noi, să nu credă că avem opinii medicale. Avocatul despre care vorbim a avut un live pe Facebook acum câteva zile, care a făcut așa furore, a devenit viral, a văzut foarte multă lume. Pe scurt, spune așa că ne vor lua cu forța din case oamenii, militarii, să ne vaccineze forțat. Haideți să-l urmărim, că e interesant, și ne întoarcem în platou. În momentul ăsta voi spune un adevăr în premieră națională. Deci toate, inclusiv la Romexpo, atenție, este un abator pentru români. La Romexpo, uite exact ce vă spun eu, atenție ce vă spun și mi-asum. Romexpo, Lețcani, Ana Aslan și toate celelalte spitale modulare construite de ăștia, da? Și ălea ce a fost construit spre Chitila, spitalul ăla construit de nu știu ce mare hipermarket, toate astea sunt abatoare ale poporului român, pentru că acolo se va face vaccinarea forțată. De aceea sunt goale. Ne vor lua pe sus, de-aia vor ei să bage armata, domnule Iohannis. Hai că-ți spun eu ce vrei să faci ca să știe tot poporul român. Dacă noi nu intrăm în Parlament, aveți cuvântul meu de onoare, cred că va trebui să luptăm la baionetă cu ăștia, pentru că ne vor lua pe sus. Deci toată legislația pe care ei vor să o pună acum în aplicare este pentru a ne băga efectiv, să ne facă, ca la abator, duci vitele la abator, la moarte. Atâta timp cât nu am un vaccin care să fie testat mult timp, astfel încât să văd care sunt repercursiunile pe care le pot suporta după ce mă voi vaccina, da? Gândiți-vă că deja nu mai e teoria conspirației, deja la radio actualități și la televiziune au apărut reprezentanți ai autorităților române care au spus că vaccinați-vă, pentru că numai așa veți mai putea să vă duceți să vizitați alte țări străine, să vă faceți vacanțele acolo. Slavă Domnului că o mare parte a românilor nu își permit să se ducă în afară, că poate așa nu-i pot condiționa. Deci, și eu nu cred, iar dacă veți vedea vreodată că Iohannis cu Orban și cu toți ăștia se vaccinează, Arafat și Tătaru, să știți că ăla nu e același vaccin pe care ni-l aplică nouă. Să fiți foarte siguri. Uite vă spun eu, ăla nu este același vaccin pe care ni-l aplică nouă. Da? Ascultați-mă ce vă spun. Și vreau să văd și o laboratoare care vor face cercetare, dar pe bune. Unde este Institutul Cantacuzino? De ce credeți voi că l-au desințat? Da, când Institutul Cantacuzino, oamenii aceia integri, vor face ei vaccinul, atunci poate mă mai gândesc, da? Dar ei asta vor să facă, vor să discrediteze armata română, să-i pună, vezi, Doamne, cu armata să ne smulgă din case și să ne ducă acolo ca pe vite la tăiere. Da, da, deja a apărut. Uitați-vă că sunt reprezentanța ai OMS-ului, sunt pe YouTube, o groază de articole ale acestora și înregistrări în care vorbesc despre nanotehnologia folosită în vaccin. Și doi la mână, noi suntem țara experimentală a vaccinurilor. S-a semnat anul trecut și noi și Italia ne-au vândut ăștia ca pe niște vite. Ascultați-mă ce vă spun, România în momentul ăsta este abator de oameni. Ascultați-mă ce vă spun. S-a semnat anul trecut că noi suntem țară experimentală pentru tratamente medicale și vaccinuri. Putea să se testeze, să fie experiment, domnul Iohannis, că și așa este cel mai negru experiment al României. Da? Sper să scăpăm odată de nemernici ăștia. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate. De-aia, domne, se ferez de mine. De-aia, pentru că eu le spun lucrurile ce e în gușă și în căpușă și tot ce aflu dau publicității. L-ați auzit pe vreunul care cu aia să spună ce vă spun eu? Păi uitați-vă, de ce țin spitalele alea goale când vezi, Doamne, nu mai sunt locuri la ATI și în spitale? Păi de ce nu-i duc pe oamenii acolo? Adică cum duci? Ia stai puțin, ia fii atent acum, ia fii atentă. Tu-ți dai seama,
ce au făcut ăștia la Lețcani, unde normal ar fi trebuit să fie la spital suport COVID, da? La spital de COVID. Bun, când știi că este atât de virulent COVID-ul, așa spun ei, și atât de contagios, cum e posibil să duci niște persoane cu arsuri pe 50, 60, 70, 80% din suprafața corpului, în care dacă introduci o singură bacterie, l-ai omorât instantaneu? Cum îl duci tu într-un spital suport COVID? Că toți arșii de la Piatra Neamț sunt duși acolo. Păi tu îi duci ca să se suprainfecteze, să moară? Păi noi nu gândim? Am urmărit clipul. Personal mă disociez cu tot ce s-a spus acolo, să știți. Cum îl vedeți? Nu e exagerat? Nu e extremism ce am văzut? Haideți, domnule Focșan. Extremism? Nu ne ia nimeni din casă cu forță. Vaccinul va fi, vaccinarea va fi opțională, s-a spus domnie Dore. Trebuie să spunem, clipul a fost făcut înainte de campania, în campania electorală, înainte de alegeri. Ai văzut că a menționat că dacă nu vom ajunge în Parlament. Da. Ca să știe lumea că nu e făcut după. Poate și-a mai schimbat doamna opinia între timp. Nu cred. Da. Nu ne ia nimeni din casă, domnule Focșan. Ne place să credem asta. Ne place să credem. Au fost declarații publice, oficiale, opțional. Dar sunt angajamente făcute. Oamenii care știu ce vorbesc pe posturile naționale de televiziune, care au declarat că sunt loturi de vaccinuri care vor intra în România și populația să fie pregătită pentru vaccinare. Și pe de altă parte sunt corpuri de medici care declară și sfătuiesc că nu este bine să te vaccinezi cu un vaccin care încă nu a fost testat pe o perioadă de timp ca să vedem ce efecte... Atunci nu ne mai vaccinăm cu nimic, pentru că cine să se testeze? Trebuie să înceapă cumva vaccinarea și vaccinurile acestea sunt omologate. O veți de face? Către... Eu nu o fac. Dacă mă întrebați pe mine, da. Da? De COVID? Da. Mă vaccinez de un... M-am vaccinat de febra galbenă. Dar e un vaccin care e testat și... Da, e valabil până în 2020. M-am vaccinat pentru gripa sezonieră acum și... Dar de-abia aștept să mă vaccinez pentru COVID, vaccin, să scap de chestiunea aceasta. Eu am ascultat foarte mult pe tema asta și doamna știe despre ce vorbește. Doamna e avocat, nu e medic. Nu e medic, e avocat. Cel care a vorbit de, la originea acestei păreri ale doamnei sunt declarații ale unor medici. Câți medici? Doamnă, 2-3 medici. Câți medici? Păi acum sunt caut, medici din... Vă ascult. Din centrele de cercetare americane, care vorbesc că, de fapt, acest vaccin, dacă am reținut eu corect, dacă nu-mi cer scuze în fața telespectatorilor, așa cum este virusul modificat genetic, că este un virus modificat, este creat în laborator, ăsta nu e un virus natural. Dar aveți nicio dovadă. Ba da, este scăpat de la dovadă aveți? Este toată un virus lumea, care provine de la Liliești. Pe cale naturală. Nu. Deci, aici intervine, pentru că și vaccinul este modificat. Da? Și vaccinul este modificat. Cine și atunci produce modificări în sistemul nostru ADN. Rata de acceptare a vaccinului crește la 90%, la peste 90% unde sunt îngrijiți pacienți. Eu deci nu cred în ce declară media când a fost plătită la Valeriu Gheorghiță a declarat. Să fie sănătos cine e domnul campanie de vaccinare anti-COVID. Da. Da, 90% da. Din să ne spună câți bani a încasat omul ăsta mai întâi. Că din moment ce la noi s-au plătit... Păi medic militar. Ce bani să încasez? Salariu. Mă rog, nu vă veți vaccina. E un subiect sensibil acesta. Să știți că Barack Obama se va vaccina. Bill Clinton se va vaccina. Și cu vaccinul care mă vaccinez George eu? George Bush se va vaccina. Nu cu vaccinul. Credeți dumneavoastră că... Acum încercați să-mi induceți că dacă prietenul meu care a decedat la Megidia și a avut aceste comorbidități, obezitate, diabet... Dacă era vaccinat, nu murea de COVID? Nu vreau eu să nu vă cred că ați spus-o dumneavoastră singur. Nu cred. De diabet nu se moare. E o boală pe care o duci pe picioare. Nu, dar... De obezitate slăbit, nu era se moare. Slăbit. Te apuci un pic de sport și obezitate înseamnă... Păi nu, dar persoanele care... Ia uitați, am avut la noi aici acest luptător. Uite că îmi scapă numele. Nu îi spuneți numele, vă rog. A murit de COVID?
Sau ce? Da, da. Da, nu-i spuneți numele, nu-i vă rog. Nu, nu. Bine. Da. Am avut aici oameni de afaceri, nu să le dau niciun numele, cu foarte mulți bani, care au murit de COVID. Aveau toți banii din lume să se trateze, dar iată că au murit. E un subiect sensibil. Selecție, da. Haideți să o lăsăm așa. Dumneavoastră nu vă vaccinați, eu mă vaccinez, vedem ce s-a întâmplat, să decidă lumea. Da. Să fie liberă, dar nu forțăm vaccinul. Aici suntem de acord. Vaccinarea trebuie să fie voluntară. Cine vrea, da. Bine, cine nu, nu. Sper să nu trăim în țara despre care spunea doamna avocat să ne ia nicio, armata. Doamne ajută. Eu sunt convins 100% că nu se va întâmpla. Nu cred că o să ajungem și acolo. Dumneavoastră, îmi doresc, cred că vă doriți același lucru. Dacă sunt unele informații, vom avea grijă să nu ajungem acolo. Ei, acum sunteți în Parlament și puteți să aveți și informații mai repede și să opriți mai repede. Așa este. Să vă spun ceva interesant. Am văzut o emisiune în care domnul George Simion era prezent cu deputatul USR de Constanța, Stelian Ion, și a spus așa, domnul Simion, noi nu mai vrem bani de la buget pentru partide, pentru că se cheltuie sumă foarte mare de bani, și anual, eu îmi voi dona salariu. Că așa a zis domnul Simion. Nu, acei bani. Și salariul și-l va și dona. Salariu. Am înregistrat aici. A zis că își dorează salariul. Okay. Acum, eu nu știu în ce trăiește domnul Simion, dar și cred că e normal ca cine ajunge acolo să aibă un salariu. Să nu ne înțeleg. Nu cred în populism. Păi, în genul ăsta, trebuie să trăim din ceva, nu? Că eu dacă mi-am lăsat o meserie pe care câștigam... Dumneavoastră lucrați peste hotare, câștigați foarte bine. Da. Lăsăm chestiunea asta deoparte. Parlamentarul trebuie să aibă un salariu și un salariu bun ca să trăiască, să muncească. Sunteți de acord ca partidele să nu mai primească bani de la subvenția aceasta de la stat? Da. Nu trebuie să... Partidele să primească partidele. Bani. Salariul e salariu și banii care sunt veniți la salariu. Partide e altceva. Salariul e salariu. Da, un parlamentar are o indemnizație. Bun, mai mare, mai mică. Banii acestea care sunt dați la partide nu mai trebuie să dați. Noi am zis că vom pune și îi vom aduna plus cu ce mai primim fonduri, poate pe fonduri europene, poate prin donații, să începem construcția unui spital. Deci noi nu vom accepta acești bani dați de stat pentru noi. Deci salariul acceptați, că salariul e salariul. Indemnizația, mă rog. Da, banii aceștia pentru partide. Să dau sute de milioane de euro. La toate partidele, funcție de procentul care este. Să știți că v-ar reveni o sumă importantă. La ce să fac? Să îmi plătesc secretare, fete pe acolo, băieți care să-mi aducă pizza. Cabinet parlamentar, să vină omul, să-și expună problema, un teritoriu care să fie și deschis, nu ca acum. Știți cum sunt cabinetele? Poate plătești pe cineva, poate nu. E la cătut pe ușă și omul când vine are vreo problemă, nu. Mă rog, dar ce vreți, banii primiți totuși, îi veți lua și îi veți spune deoparte ca să constituiți un spital, sau cum a spus? Da. Va fi pus într-un cont pentru construcția, începerea, demararea construcției unui spital. Unde e nevoie mai mare? Vom vedea. Cel puțin așa cunosc discuțiile. Așa va fi. Am înțeles. Eu cred că, Dan, apoi din ce am spus, că nu am spus asta doar să ajungem acolo și după aia să ne descalificăm din cauza la câteva sute de milioane. Care pot fi folosite, care pot fi... Păi nu, ăia sunt bani. Uitați, de aia nu este campanie electorală dreaptă, corectă. Eu a trebuit să-mi plătesc cu colegii campania. Bine, locul 1 a ținut cel mai mult. Nu, toată lumea, nu că o spun așa, știu și colegii. Nu spun cafale, că așa a vrut Dumnezeu să-mi permit. Dar partidele care au primit bani și sunt acum în Parlament, partidele parlamentare, au avut sume imense de bani. Decontată de către stat. Campania electorală a fost decontată de către stat. Și din banii ăștia care au venit de-a lungul anilor, că vine anual o sumă. De procentul care l-ai acolo. Da? Eu nu zic că nu sunt cheltuieli cu biroul de parlamentar, cu consilierul. Și ăla trebuie să aibă un salariu. Dar ăla... Eu nu, cred că banii ăia sunt... Nu cunosc detalii. Cred că banii despre care vorbea domnul George Simion sunt în afara salariului consilierului juridic al deputatului sau al senatorului și al salariului, știu eu ce mai este. Ai treaba, nu, domnul Simion spunea că își va doa la salariul de parlamentar. Ai treaba dumnealui din ce trăiește, repet. A mai fost invitat aici, va mai veni, probabil că o să-l întrebăm. Asta e o chestiune personală. A fost și la dumneavoastră? La dumneavoastră? Da, 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 nu știu. Da. Cum? Da. A fost, cred că de vreo două ori. Da. Nu în campania asta, dar a fost. Mm. Am vorbit despre Republica Moldova și despre multe alte lucruri. Aia e o altă problemă, o altă durere a noastră cu românii care sunt peste. Uitați dincolo.
Una dintre temele de campanie și în aceasta, dar una dintre temele cu care s-a făcut cunoscut domnul Simeon a fost aceasta, al unirii României cu Republica Moldova. Da. Păi, eu în felul ăsta l-am cunoscut pe el pe YouTube, urmărind atent politica din Basarabia. Dar ce, vă interesează politica din Basarabia? Da, mă interesează că sunt români de-ai mei. Bunicul a avut rude care au rămas acolo și au fost aruncate prin Siberia. Verde, al doilea, nu știu ce, Focșa. Dacă intrați de curiozitate să vedeți câți de al de Focșa sunt acolo. Și sunt mulți, Băiatul care a candidat pentru Brăila, Cristian Ciubuc, născut în Basarabia, cu studii în România, nu, și în Chișinău, locuiește acum, este antreprenor, în București, a candidat pentru Brăila, bunicii lui sunt din Brăila. Rămas pe acolo. Pentru că în perioada aia de 22 de ani, care i-am avut comuni împreună cu Basarabia după unirea din 1918, lumea s-a dus și s-a mutat ca la el acasă, nu? Că era România mare. Ei, și când a tras Stalin granița, au rămas familii multe nenorocite. Și aia sunt frații noștri. Așa cum sunt și aia de la Cernăuți, care dacă le-am trimis cărți, Serviciul Secret Ucrainean a considerat că este propagandă contra statului. Cum eu trimit cărți? Dacă noi am fi făcut... Aici ne doare, pentru că guvernul român n-a luat poziție deloc împotriva acestor abuzuri. Dar deloc, de la președinte până la prim-ministru până la ultimul deputat. N-a luat. Cum, măi, omule? Noi trimitem din donații. Deci sunt tipărite din banii oamenilor care simt românește, care să-i ajute pe frații români să nu-și uită graiul, limba, pentru că acolo e alfabetul chirilic. Și tu când auzi domnule Iohannis și domnule prim-ministru și ăla dinainte care a fost prim-ministru, că și de la PSD erau atunci, că legea învățământului le-a redus școlile, ei aveau 190 și ceva de școli românești în zona Bucovinei și acum nu mai au decât vreo 70, pentru că începe tot să-i strângă. E normal așa? Dar noi, adică nu ai puțină demnitate tu ca om politic, ca lider al unei națiuni, să pui mâna pe un telefon, să cheme ambasadorul Ucrainei sau al Ungariei, dacă vezi că e un abuz. Ce se întâmplă, mă, acolo cu cetățenii mei? Tu ești președintele României sau tu, domnule prim-ministru, îți trimiți ministrul învățământului acolo, îți trimiți, știu eu, ce ministru consideri tu că trebuie să ia, ministrul de interne, până la urmă, îl trimiți acolo și afaceri externe, trimiți o echipă de aranjezi o întâlnire, îi chemi. Nu se poate așa ceva. Deci noi am stat și nu ne-a păsat de toți. Sârbii s-au bătut joc de oamenii din Valea Timocului, de românii noștri, aplică ea săracii pentru pașaport ca să devină cetățeni și li se pune fel de fel de întrebări și trebuie să facă sute de dovezi că sunt români. Nu e posibil așa ceva. Când și numele, când și scrisoarea de la preot ortodox declară că e român, de ce îl încurci cu atâtea hârtii, domnule? Deci, mai zicem că noi suntem... Am avut niște guvernanți în ultimii 31 de ani care nu au guvernat pentru România. Și de asta AUR a ajuns de ea 14%, 9%, pentru că chiar și tinerii care au 18-19 ani, eu nu știu dacă mai este timp, vă dau un scurt exemplu, un minut. Este, da. Am întâlnit un tânăr când am fost la București în perioada 19 septembrie 3 octombrie, am avut autocarul Caravana AUR parcat în fața guvernului, în Piața Victoriei. Și am fost acolo sâmbătă, chiar când a fost prima dată deschiderea, să spun așa, când a ajuns autocarul, că s-a făcut un tur prin România pentru alegerile locale. Noi, neavând televiziune și având un studio mobil de televiziune acolo, așa a ajuns AUR la inima oamenilor. Că materialele care au fost după aia postate și pe YouTube, afară de cele live care erau făcute de George Simion, au fost lucrate și materiale în acel studio. Și am întâlnit un tânăr acolo care din prima zi mă întreabă: "Dom'le, dar de ce v-ați adunat aici?" Era cu bicicleta, frumos echipat, băiatul cu cască frumos. Se vede un băiat foarte inteligent, clasa 12, bucureștean. Zic, păi, uite, noi suntem AUR, așa. Ce înseamnă asta? Ce e AUR? De la ce vine? Și, păi, zic, uite, mi-am dat un 5 minute din timpul meu și i-am explicat că l-am văzut interesat.
Și îi spun că suntem un partid patriotic, zic, dar te-ar interesa ca să știu dacă simți românește, continui discuția. Dacă îți place istoria României, ca să nu mirosesc timpul, că am venit la porbagajul meu ceva din mașină, că urmează să mergem să dormim în corturi peste noapte. Deci se îngâna ziua cu noaptea, să zic. Și zice, hai că merg cu voi. Și am mers și eu vreau să vorbesc cu George Simion, că am văzut un live cu el. Hai că e la autocar și o să vorbesc cu el. A discutat cu el vreo 5 minute, așa, după care a intervenit altcineva, venise că era multă lume adunată acolo și am păstrat legătura cu tânărul ăla și îmi spune, domnule, eu vroiam să votez USR. Deci asta îmi spunea în septembrie. Și că eu la locale, pentru că n-am timp să-mi schimb ideea mea, trebuie să mă convingeți pentru parlamentare. Am să votez USR. Și a votat USR. Dar la parlamentare ce credeți? A votat AUR. Pentru că a urmărit cu atenție pe Facebook toată activitatea mea, toată activitatea AUR, lui George Simion și alții. Și omul mi-a spus odată într-un mesaj scris pe Facebook, parcă. Am aflat de Horia Cloșca și Crișan ceva vag de la bunica mea care a fost profesoară de istorie. Dar eu în cartea de istorie eu n-am găsit prea multe. Că nu e. Că n-a fost. Eu nu am stat să verific ce spune el. Dar am luat de bună. Da? Și zice, citind mai multe despre acțiunile lui George Simion și despre acțiunea 2012, aia care era proba Sarabia și este preluată de alți tineri acum, mi-am dat seama că noi românii avem nevoie de un așa partid, avem nevoie de așa lideri, ca să nu dispărem ca națiune. Vedeți-mă, m-am uns la suflet. Tânărul ăsta, dacă o vedea filmarea, știe. Nu vreau să-i dau numele, că nu i-am cerut permisiunea, nu știam că o să ajung să-l pun în discuție, dar vreau să vă spun că se ridică din rândul tinerilor români, chiar dacă eu am 55 de ani și am fiert până acum, că din cauza asta am intrat dintr-o revoltă în politică, văzând că după revoluție, în ghimele zis, Basarabia este lăsat acolo să devină moșia unor oligarhi. Că asta este. Da? Și este lăsată în chinul ăla. Nu e posibil așa ceva. Eu am vizitat Chișinău o singură dată prin 2008. O să mai ajung pe acolo cu siguranță, datorită meseriei, nu prea aveam timp. M-am dus odată că m-a invitat cineva să sărbătoresc Crăciunul cu el. Și ne-am dus mai multe familii acolo. A zis, veniți, fraților, că voi știți colinde de ale voastre, că pe ale noastre le-am uitat unii. Pastori care au făcut, eu fiind de credință creștin baptist, avem foarte frumoase cântări și sărbătorim într-adevăr nașterea Domnului. Și băiatul ăsta a făcuse facultatea la Oradea și era pastor în biserica creștin baptistă din Chișinău. Și a zis că vreau să organizez cu voi când veniți să mergem prin toate comunele astea prin jur, pe o rază de 60 de kilometri. Erau minus 25 de grade, mă credeți, în 2008, pe 7 ianuarie. Și parcă erau 0 grade, deci nici nu simțeam. Să vezi cum ies și plâng pe casele bătrânești, pe prispele alea, ies bătrânii și plâng. Se închinau, își făceau, că noi n-am luat, ne-am dus la toți creștini, la toți din sat, aninii noi, aninii din deal, pe unde am fost. Și, doamne, n-am mai auzit așa ceva după război, a mai fost un an, doi, că după aia n-am mai avut voie. Și ne dădeau, cum era tradiția odată, că aveau în cameră coșul cu mere, cu covrici, cu nuci, cu... Și să vezi că iese, am întâlnit și o familie de artiști, care ea era solistă, el chitarist, și a început să cânte lângă noi și au luat un suman pe ei, o pătură ce și-au pus și au venit să cânte lângă noi colindele alea și cântece patriotice. Și așa ne duceam din casă în casă. Și zicea, când oare va fi unirea? Mai apucăm? Mai apucăm? Da. Ultima întrebare. Eu sper să o apuc. Dacă mă ajută Dumnezeu să mai duc vreo 20 de ani, cred că apuc. Deci 20 de ani. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mai avem, să știți, multe întrebări. S-a terminat emisiunea, dar vă mai așteptăm și cu alte ocazii și o să vă urmărim dumneavoastră și tuturor parlamentarilor cu interes activitatea de acolo. Mulțumesc pentru prezența, domnule Focșa, și dumneavoastră că v-ați uitat, să aveți o seară excelentă în continuare.